Ia spune, Alexe, cum e? Mai faci față în Liga 1? Nu, în niciun caz nu au fost drăguți. Poate au fost să fie amuzați, dar cu siguranță nu mai fac față. Asta e cert. Dar nici măcar într-o bucată dintr-un meci, nu știu, jumătate de oră. Uite, vedem chiar imagini din nu meci. Rezist, da? Nu rezist nici măcar o bucată. Te-ai duelat cu Nicolae Dică, nu? Spunea să mărteam. Cum a fost? Cu cine ai intrat în... Cu toată lumea. Tu ești, ia uite ce... Da. Ce piruete. Da. La Zidane. Mai joci? Da, mini-fotbal. Mai ești la... Doi ani n-am jucat fotbal. Doi ani n-am jucat deloc. Deloc? Eu uite, corner, ca pe vremuri. No. Ce însemnă la acela? Spune-și mie, că n-am știut niciodată. Ce înseamnă? Că atunci execut, nimic deosebit. Atât? Nu unde... Urmează să execut. Și unde? Nu. No, o surpriză totală pentru... Nu, no, pentru colegi știa unde execut. Da? Pe colțul scurt. Unde? Că ai trimis la colțul scurt? Nu, aici, pe aici, nu. Ce colegii mei de atunci, nu cei de acum. Aici nu era schema antrenată, era tot... Ce, pe cine ai trântit acolo? Pe cine ai pus în jos? Nu, nu vezi că câștigă toate contrastele? Trei tackling-uri la rând, ca... Nici când erai... Nu, colegii mei de atunci știau unde execut. Dar nu ți-au mai zis acum adversarii? Hai, băi, lasă-o mai moale de asemenea, că noi nu suntem ca tine, da? Ba da, dar eu am venit să joc fotbal. Man, uite, Mișa, poate ar fi mai bine să nu mai merg la meciul, să vezi tu în meciul, dar... Lasă-ne în pace, du-te! Eu îmi doresc să joc fiecare acțiune la 100%. Dar cum te simți acum pe teren din punct de vedere fizic? Spuneai data trecută când am vorbit că ai mai puține kilograme chiar decât atunci când evoluai. Da, mă simt foarte bine. Ce pot să spun e că se simt anii și după meci mă resimt, dar în momentul în care reușesc să intru în partidă 100% proaspăt, mă simt bine. Și ca să fac o analogie cu ceea ce au zis Dani Coman și Lucian Sămărtean, probabil că la Liga 3 aș putea să joc. Dar nu cred că mai sus. Ca să slăbești vizibil, ai avut un program clar și special, ai făcut ceva anume? Faptul că am slăbit e o consecință a ceea ce am făcut. N-a fost obiectivul meu. Obiectivul meu a fost să mă simt mai bine, să maximizez orele în care pot lucra, să fiu cât se poate de proaspăt și să fiu sănătos și să am în continuare, asta e din culise, să am în continuare 25 de ani, dacă nu se întâmplă vreun accident, bun în care pot lucra și în care să antrenez. Acum ai ajuns la aceste 25? A fost o... aproximativ. Aproximativ. Bun, și simți acest lucru? Chiar e interesant ce-mi spui. Eu am scos și să și notez. Da. Să... Îmi doresc să-mi prelungesc cât mai mult durata de viață sănătoasă și durata de viață în care pot fi activ, cu adevărat, în care să simt că am energie. Spune acum ești într-o perioadă în care acumulezi, nu? Foarte da. Mult. Înveți, citești, te ajută pentru acest lucru? Absolut. Simți? E unul din obiectivele. Obiectivul primordial a fost ca în fiecare dimineață când mă trezesc să fiu cât se poate de proaspăt, să pot să am cât mai multe ore bune în care să învăț și în care să acumulez ceea ce am nevoie pentru a deveni antrenor. Informații de care am nevoie. Cum le voi aplica, acolo se va face diferență. Dacă le voi aplica bine sau mai puțin bine sau prost. Păi și spune, cum mai stai cu antrenoratul? Cum? E și aici o întreagă epopee. Cu antrenoratul nu stau în niciun fel. Mi-am dorit să antrenez, n-am avut nicio oportunitate. Probabil că va trebui să mai aștept un an. La nivel de licențe știți foarte bine problemele. Probabil că vom discuta în următoarele săptămâni, când terminăm acum la curs Germănescu și vom primi acea diplomă prin care ar trebui să primim carnet de antrenor și a merge la licențe mai departe. Vom vedea ce se va întâmpla. Și acolo lucrez pentru a lua hârtiile. În restul timpului lucrez pentru a deveni cât mai bun, să am cât mai multe informații pe care să le pot aplica cât mai bine când voi avea șansa să antrenez. Probabil asta se va întâmpla. Până terminul cu licențele, se mai tot schimbă meseria asta. Sigur, dar pot să antrenez Liga 3, pot să stau pe bancă. Bun, de exemplu, din sezonul acesta, dacă vei putea antrena Liga 3? Nu, am licență de preparator fizic. Am mai multe certificări pe care le-am luat în Olanda. Mai multe topicuri ale fotbalului. Ca și cunoaștere, pot antrena în Liga 3 în momentul ăsta. Pot antrena probabil în Liga 2. Nu pot antrena sau nu știu dacă pot antrena bine în Liga 1.
Să antrenăm, putem antrena cu toți. Nu cred tot așa. Să antrenăm bine e puțin mai dificil. Sau mult mai dificil, da. Probabil că voi antrena la anul, pentru că în momentul ăsta s-a terminat, dacă voi avea oportunitatea, s-a terminat perioada de... sau începe sezon în toate ligile și neavând nicio experiență, n-aș putea să o echipă în timpul sezonului. N-ar fi bine pentru mine. Și n-ar fi bine nici pentru jucător, pentru că n-aș ști cu adevărat ceea ce ar trebui să fac. De obicei, când se schimbă antrenor, e o criză. Adică nu vii, dacă lucrurile mergeau bine, da, nu se schimbă antrenor dacă lucrurile merg bine. Deci există o criză. Plus că eu n-am antrenat decât 3 săptămâni. Chiar dacă am anumite cunoștințe, n-am experiența necesară pentru a prelua o echipă în timpul sezonului. Vorbim de... Din procesul acesta de studiere, descoperi lucruri importante pe care nu le știai din cariera ta de jucător? Ceva ce te surprinde? Uite că nu mă gândeam așa. Cele mai multe lucruri pe care le știu, le știu din procesul pe care l-am parcurs în ultimii 2 ani. Mai deci mult decât dobândise și în absolut, cariera de fotbalist? Cu cariera de fotbalist, prin cunoștințe pe care le am, pot să-mi analizez cariera de fotbalist. Pot să analizez dacă un lucru în acea situație a fost benefic sau cât de benefic sau cât de lipsit de eficiență a fost. Sigur, e o abordare subiectivă. Asta pot să fac cariera de fotbalist. În momentul ăsta, în ultimii 2 ani încerc să mă spăl pe creier de ceea ce însemna cariera mea de jucător și să iau lucrurile de la zero, pentru că e un proces de cunoaștere total diferit. Și sunt lucruri pe care le-am învățat la nivel tactic în principal, cu care n-am lucrat în viața mea. N-am lucrat în viața mea cu principii tactici. Cum n-ai lucrat? Nu există principii tactici. Poate cu anumite intenții individuale, dar cu principii tactice foarte puțin și nu mod global. Până la urmă ai făcut parte din ultima echipă românească calificată în grupele Champions League. Da. Da. Aveam niște intenții individuale, aveam și niște intenții de echipă, doar că... cum să spun ca să... Înțeleg ce vrei să zic. Vorbești de amănunte, niște detalii și ar trebui să dau niște explicații pentru ceea ce spun și ar dura foarte mult. Dar sunt lucruri cu care n-am lucrat și pe care acum le-am învățat și care trebuie aplicate, care se aplică în fotbalul european de 15 ani cel puțin. Dar ce să voi să adaug ceva? Da, nu, mă regăseam și eu în ceea ce spunea și îi dau perfectă dreptate. Așa, am simțit două diferențe importante, chiar 3. În prima, când am devenit director sportiv după cariera de jucător și mi se părea incredibil că erau lucruri la care nu le băgam în seamă efectiv și ce responsabilitate înseamnă, era cu totul altceva. Apoi am mai avut un șoc când am văzut diferența dintre director sportiv și președinte sau administrator de club, unde implică toate lucrurile. Și iarăși era parcă cu totul altceva și iarăși am mai avut un sentiment din acesta cum în ultimii ani când am început la UNEF doctoratul și am constatat câți oameni deștepți sunt pe lumea asta în domeniul sportiv în România și am fost ignorant și am zis că doar cine apare la televizor le știe pe toate. Nu e așa, sunt oameni foarte deștepți aici și m-aș bucura să fie folosiți cât mai mult pentru că sunt lucruri de învățat de la teoreticieni, e adevărat. Unii trei au făcut, cum e profesorul Cojocaru, a făcut și antrenorat, dar sunt unii oameni care doar au stat la facultate, dar înveți lucruri foarte, foarte tari și trebuie să ții cont de ele, pentru că așa este, un anumit procent înseamnă cariera de fotbalist. Lucruri importante, e adevărat, adică dacă ești la același nivel cu un alt antrenor sau fără îndoială că face diferența, că ai făcut, ai și experimentat asta că a fost fotbalist, dar în rest nu e decisiv să fie de ajuns doar că ai fost un mare fotbalist sau un fotbalist important. Marea problemă a sportului românesc e că ultimele informații din toate domeniile sunt în proporție de 80-90% în limba engleză. Nu sunt traduse în română. Și o parte dintre cei care au fost implicați în sport, sau mare parte, ori nu știu limba engleză, ori... N-ar trebui să știi totuși că e vorba de limba engleză, nu sunt scris. Da, dar ca să studiezi în limba engleză nu e simplu. Și acolo e un proces care durează o anumită perioadă de timp. Aici
Există două variante, ori înveți limba engleză, ori aștepți ca acele materiale să fie traduse, dar durează ani de zile, 10 ani, lucrurile se pot schimba. Te folosești de prietenul Translate. Și sigur că da. Ai o traducere. Da, da, e mai greu, vorba lui, să citești o carte în engleză cu Google Translate. De exemplu, pentru cine e interesat, de exemplu, de ceea ce înseamnă fitness în general, ceea ce înțelegem noi prin pregătirea fizică, 2018-2019, Tim Gebbett a dezvoltat o teorie care în mod normal invalidează toate pregătirile pe care eu le-am făcut ca jucător. Cum adică? Pe unde? Se făceai cu Tommy Neuber, care era top of the top. Modul în care se construiește încărcătura de antrenament pe termen lung este mult mai gradual. Iar în România, dar nu în România, în foarte multe țări, chiar și în Rusia, și în Turcia, și în multe alte țări, în Europa de Vest nu se mai lucrează așa, primele două deci săptămâni... Noi abia învățăm să lucrăm într-un fel primele și două că, de fapt, săptămâni, e greșit. Două, trei, patru săptămâni, știi că ai, în același fel ai lucrat și tu cât ai fost fotbalist, ajungem imediat în platou, rămânem puțin și apoi începem ușor să coborăm. Pe când, în acest moment, totul trebuie să fie gradual și de-a lungul sezonului creștem ușor fitness-ul. În felul acesta va ajunge mult mai târziu în platou sau n-ajungem, stăm tot timpul într-o formă foarte bună și nu coborăm. Dacă asta e o soluție să mergi la munte, să alergi pe munți două săptămâni? Dacă alergi în jurul terenului, devii mai bun la alergat în jurul terenului. Nu devii mai bun la a pasa, la a șuta, la a dribla, la a centra, la a colabora cu colegii. Dar tu ai prins acele cantonamente? Bineînțeles, toată lumea le-a prins. Bineînțeles, pe munte, da, prin zăpadă, și acum. Problema mare... Și aici, chiar dacă suntem în emisiune și cumva vorbim ca într-un cadru familiar, așa, pentru că deja spun lucruri care ar trebui să fiu atent la ceea ce spun, pentru că îmi voi face mulți, nu dușman, dar oameni care mă vor critica. Vă rog la copii și juniori, vă rog, nu mai alergați copii și juniori la 9 ani, la 10 ani, vă rog, nu mai faceți TRX cu copii și juniori. Nu mai faceți forță cu ei, nu mai faceți 10 km sau serii de 1000 de metri, vă rog frumos, la 10-11 ani. Vă rog, nu mai faceți două antrenamente pe zi în cantonamente de 5 zile cu copiii de până la 14 ani. În momentul acesta, în Europa, există un singur antrenament pe teren, pe zi. Sigur că se mai fac și doar cu mingea, nu? Antrenamente pe teren, de fotbal, nu numai cu mingea. Nu e numai mingea prezentă. Toate ingredientele fotbalului sunt prezente. Cu echipier, adversar, liniile terenului, porți. Dar, în primul rând, vă rog, la copii și juniori, și asta e responsabilitatea părinților în principal, dacă văd că antrenorii fac asta, duceți copilul în altă parte. Nu glumesc. Păi trebuie să și aibă unde să-l ducă în altă parte. Nu știu. Au unde să-l ducă în altă parte, pentru că toată lumea vrea să ia cei 150, 200 de lei, 250 de lei. Cotizația.